Polițiștii de la rutieră acționează alături de autoritățile publice locale pe toate arterele de circulație din județ și le recomandă tuturor șoferilor: nu vă urcați la volan până când nu curățați bine mașina, asigurați-vă că aveți vizibilitate maximă asupra drumului, folosiți pneuri de iarnă nu înainte de a verifica presiunea acestora, să nu vă lipsească din portbagaj săculețul cu nisip, lopata pentru îndepărtat zăpada, cablul de tractare, vesta reflectorizantă, triunghiul reflectorizant pentru semnalizarea avariilor și trusa medicală. În actualele condiții, când drumul este acoperit cu polei sau mâzgă, folosiți frâna de motor. Păstrați o distanță suficientă față de autovehiculul care vă precedă. Evitați blocarea arterelor de circulație prin parcarea pe carosabil, astfel încât să permiteți accesul utilajelor de deszăpezire. Totodată, vă reamintim că limitele de viteză pentru circulația pe timp de iarnă sunt de 30 de km/h în localități, respectiv 50 de km/h în afara acestora.